Bună seara și bine v-am găsit la un nou episod al emisiunii Adevărul Tulburătoare. Secolul al XV-lea a fost unul glorios pentru români, pentru valahi, pentru domnitorii celor care și atunci se știa că sunt urmașii dacilor. În acea vreme, în secolul XV, s-au remarcat prin faptele lor de arme Vlad Țepeș, Iancu de Hunedoara și Ștefan cel Mare. Acesta, din urmă, a fost numit chiar și atletul lui Hristos de către Papa, pentru că el a reușit o serie de victorii extraordinare împotriva Imperiului Otoman. De altfel, bătălia de la Podul Înalt este considerată cea mai mare înfrângere a turcilor de către armatele creștine din toată istoria războaielor purtate secole între aceste două părți. În emisiunea de astăzi, în care l-avem invitat pe domnul profesor dr. Mihai Popescu, bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Vom vorbi despre epoca lui Ștefan cel Mare și vă asigur că veți afla lucruri care nu circulă atât de ușor către dumneavoastră, lucruri pe care cu siguranță le veți aprecia ca inedite. Cu ce ați începe, domnule profesor? Că despre Ștefan cel Mare sunt foarte multe lucruri. Sunt foarte multe. Acum 14 ani am sărbătorit 500 de ani de la chemarea lui Ștefan la Domnul. În 1992 el a fost sanctificat de Biserica Ortodoxă Română. De sute de ani, nu numai moldovenii, toți românii îl considerau Ștefan cel Mare și Sfânt, dar el astăzi este un sfânt și în bisericile noastre apare ca în postura de sfânt. A avut o domnie lungă, cea mai lungă domnie dintre toți domnitorii noștri. Singurul care l-a depășit a fost principele și apoi regele Carol I, care a depășit cu vreun an și ceva domnia extrem de lungă. A început în 1457, la 4 ani de la căderea Constantinopolului. A fost o perioadă extrem de importantă, în primul rând prin transformările enorme care au apărut pe harta Europei. Să ne gândim că era perioada de declin a Hoardei de Aur. Căderea Constantinopolului a însemnat un moment în care turcii otomani au pornit, ei deja ajunseseră la Dunăre cu mai mult timp în urmă, cuceriseră Tesalonicul și alte părți. Deci au ocupat ultima redută a Imperiului Bizantin, a Imperiului Roman de răsărit. Și toată floarea intelectualității de cultură greacă a emigrat ori în Italia, ori în Rusia, ori în zonele, și mai ales în zonele noastre. Noi am avut pe teritoriul țărilor române, am avut numeroși cărturari de origine greacă. Unii au venit și cu cărțile lor, alții cu manuscrisele lor. A fost o perioadă extrem de importantă. În momentul în care Ștefan cel Mare a ajuns pe tronul Moldovei, Anglia, la vremea respectivă, avea un teritoriu cam egal cu cel al Moldovei. Hai să regatul și pentru că în percepția celor mai mulți, Moldova e Moldova. Moldova noastră, eventual cu Basarabia. Până unde se întindea Moldova lui Ștefan cel Mare? Era până la Nistru și chiar peste Nistru, în anumite zone. Avea graniță cu regatul Poloniei Nord, cu regatul Ungariei, de fapt cu voievodatul Transilvaniei și în anumite zone cu regatul Ungariei, în sud cu Țara Românească. Dar era mult mai mare decât avea ieșire Moldova, la mare. Moldova de acum cu Basarabia, așa era, cum știm noi. Era mai mare pentru că cuprindea și o parte, deși Bucovina de astăzi avea teritorii mult mai mari. Deci o parte importantă din Ucraina de astăzi, o parte din, evident, din teritoriul României. Dar perioada extrem de întinsă de 47 de ani, dacă o comparăm cu alte țări, doar Turcia, deci Imperiul Otoman, a avut doi sultani în această perioadă. Deci au avut și ei
să spunem, la conducerea Imperiului Otoman au fost doi sultani foarte importanți. Era Mehmed al II-lea, cuceritorul, El Fatih, îi spuneau turcii, era cuceritorul Constantinopolului, și a mai urmat un Bayezid al II-lea, cel care a început la 1481 și a încheiat domnia la 1512. Dar în acea perioadă, la conducerea Poloniei, de exemplu, au fost trei regi, dintre care unul a suferit o înfrângere puternică chiar din partea lui Ștefan cel Mare. E vorba de Ioan Albert sau Ioan Olbrecht, la Codrii Cosminului. Pe tronul Ungariei au fost trei regi. A fost Vladislav I, Matei Corvin și apoi Vladislav Jagiello sau Jagiello, care era dintr-o dinastie poloneză. Deci până la urmă, spre sfârșitul domniei, Moldova era înconjurată de două regate conduse de regi din aceeași dinastie. Deci și regatul Poloniei și regatul Ungariei. La Roma au fost 8 papi de-a lungul perioadei. Sixt al IV-lea a fost cel care a fost sau și păstrat o parte din scrisorile trimise atât de Ștefan cel Mare cât și de Papa Sixt. La conducerea Rusiei, Rusia era la vremea aceea cnezat, nu era încă, era marele cnezat al Moscovei și de-abia mai târziu, la vreo 40 ceva de ani după moartea lui Ștefan, Rusia a devenit imperiu. Anglia a avut în această perioadă 5 regi, Franța a avut 4 regi, Imperiul German a fost condus de 2 împărați, era Frederic al III-lea și Maximilian I, iar celelalte ținuturi românești, Transilvania a fost condusă în această perioadă de 14 voievozi, era vorba de perioade mai scurte și au fost și câte 2 voievozi în aceeași perioadă, iar Țara Românească a avut 17 voievozi. Au fost schimbări foarte multe, trădări de boieri, o mulțime de situații și Ștefan cel Mare a fost nevoit să intervină atât în Transilvania cât și în Țara Românească pentru a pune domni favorabili. Deci a fost o perioadă frământată în istoria țărilor române în general, dar prin reformele lui, prin tot ceea ce a reușit să facă, în primul rând a înțeles foarte bine că mari boieri erau cei care creiau disensiuni. Ca și astăzi la noi, marii parlamentari și politicieni sunt cei care duc țara da, spre... Și el s-a gândit că are nevoie să creeze o țară cu oameni, cu gospodari, în primul rând. E adevărat că domnul la vremea respectivă se numea Gospodar Zemlea Moldavscă, în titlurile lui el așa apare, gospodar al țării Moldovei, dar a trimis cărți de iertare tuturor boierilor din domniile anterioare, cei care erau în conflict cu domnia, și a încercat, prin merite militare, să ridice o nouă clasă. Și a ridicat boieri îndeoseb din răzeși, din oameni liberi, pe care i-a atras în armată, le-a introdus serviciu militar pentru răzeși, în așa fel încât armata moldovenească n-a mai depins doar de mari boieri. Și boierii erau aleși, în primul rând, pentru calitățile lor morale, militare, politice, administrative și diplomatice, și a încercat să numească îndeoseb pârcălabii de cetăți, comandanții cetăților, i-a numit pe perioade foarte îndelungate. A avut și în domeniul politice externe și în domeniul politice interne oameni de nădejde, oameni care au constituit o elită a populației Moldovei din acea vreme, a locuitorilor Moldovei, astfel încât cronicarii se puteau lăuda spunând: nasc și în Moldova oameni.
În această domnie foarte lungă, de aproape 50 de ani, au fost încercări de asasinare a lui Ștefan cel Mare, conspirații? Au fost mai multe, el chiar amintește de câteva, se vorbește de două sau trei mai importante, dar toate au fost zădărnicite pentru că Ștefan cel Mare a organizat și servicii speciale, servicii secrete, de informații, da? Servicii de informații, la care erau angrenați atât clericii, cât și oameni special pregătiți pentru asta. A avut oameni și din afara Moldovei, adică au fost și oameni angajați sau oameni de încredere. Și era foarte informat, așa că a putut să... Era foarte bine informat. De și fapt, ce-au pățit cei care... Pe unii, chiar cronicarii spun că era, că i-a scurtat de cap pe unii dintre pentru că e o discuție aici, da. Iată, Vlad Țepeș este cunoscut ca cel care îi trăgea în țeapă pe cei pe care considera vinovați de diverse lucruri. Sunt anumite surse care spun că în realitate Ștefan cel Mare a tras mai mulți în țeapă decât Vlad Țepeș. Da, e adevărat? Era o practică răspândită, trasul în toate țeapă? Faptele lui Vlad Țepeș au fost amplificate, să spunem, ca importanță prin acele cronici denigratoare slavo-germane, slavo-polone. Toți au fost interesați și de Vlad Țepeș și de Vlad Țepeș a ieșit în evidență îndeoseb prin cruzimea și prin faptul că i-a hărțuit pe turci și i-a îngrozit pe turci. A fost Ștefan cel Mare ajunge la putere ajutat de Vlad Țepeș. Acum trebuie să spunem că în copilăria și în tinerețea sa, Ștefan cel Mare a fost nevoit să ia drumul exilului și a fost în exil atât în Transilvania cât și în Țara Românească, pentru că exista o înrudire dinastică între familia lui Ștefan cel Mare, familia lui Vlad Țepeș și familia lui Ioan de Hunedoara. Se pare că ei au fost înrudiți mai aproape, iar fiilor, deci Vlad Dracul, Vlad Țepeș, Matei Corvin și Ștefan cel Mare, erau veri de gradul al doilea, al treilea. Deci aveau înrudiri dinastice, nu numai între ei, ci și cu dinastii și, să spunem, elite conducătoare ale popoarelor învecinate. Deci Ștefan cel Mare era un foarte bun cunoscător al vecinilor românilor, dar și ai românilor în general, pentru că fusese și în peninsula balcanică, se pare că cel puțin câțiva ani a fost și în Sfântul Munte, la Muntele Athos, pentru că mai târziu va trimite ajutoare acolo. Era un foarte bun cunoscător al realităților atât din Imperiul Otoman cât și din țările din jur. În regatul Poloniei nu știu dacă a stat, dar în orice caz în Transilvania și în Țara Românească în mod sigur a stat chiar mai mulți ani. Era un om energic, cu o minte strălucitoare, câștiga în primul rând printr-o prezență. Era mic de statură, dar cum spune cronicarul, era mic de stat și mare de sfat. Era un om luminat care, cel puțin așa spun toți cei care au scris despre el, martori oculari, că emana o lumină, era un om extrem de luminos, un om care te atrăgea în mod deosebit. În momentul în care îl vedeai, te capta. Se pare că și dușmanii se făceau de el, pentru că nu stătea undeva pe un loc înalt și privea bătălia de la distanță, ci se angaja în luptă și de cele mai multe ori dădea un exemplu strălucit soldaților. De altfel, se cunoaște rana pe care a suferit-o și care l-a chinuit, da, mulți ani la picior în urma unei lupte. A fost o rană din 1562, din 1462, deci a fost 38 de ani, fost rănit. Era o rană de război. La vremea respectivă, rănile de război erau mai greu tratabile și a avut o importanță deosebită, în primul rând exemplu cultural. Era un iubitor de biserică, se pare că înaintea fiecărei bătălii
avea o ceremonie, ținea post, se ruga la Dumnezeu să fie biruitor. Și din 42 de războaie, consemnate de istorici și de cronicari, a avut doar 5 înfrângeri, a administrat înfrângeri foarte puternice ungurilor, în bătălia de la Baia, la 1467. Apropo de asta, în clădirea cercului militar există o frescă superbă cu Ștefan cel Mare în bătălia de la Baia, la 1467. A fost ultima mare bătălie cu tătarii, sau o bătălie în care tătarii au fost înfrânți puternic, la bătălia de la Lipniț. Polonezii au fost înfrânți la Codrii Cosminului în 1497, turcii la Vaslui, care Soliman Pașa a fost înfrânt, dar și Valea Albă la bătălia de la Războieni, în care Mehmet al II-lea, marele cuceritor, a fost nevoit să recunoască superioritatea și mai târziu a negociat, mai bine zis, cu... Mai vreau să ating o problemă. Denigratorii istoriei noastre folosesc următorul argument pentru a diminua prestigiul și valoarea militară și abilitățile de conducător al lui Ștefan cel Mare și spun că a câștigat niște războaie, dar el a fost foarte mult timp vasal. A fost vasalul polonezilor, a fost vasalul ungurilor, a fost vasalul turcilor. Ce ne puteți spune despre ce însemna vasalitatea în acea vreme? Pentru că noi, dacă e să gândim așa, noi suntem astăzi vasalii UE, România și actul de... Există într-adevăr niște așa numite acte de jurământ sau de jurământ de vasalitate ale lui Ștefan cel Mare către regele Poloniei. Cazimir există. Dar era vorba de o alianță împotriva turcilor. Polonezii au fost întotdeauna, au jucat în mai multe direcții. La un moment dat au fost împotriva turcilor, apoi au încercat să fie aliați cu turcii. Deci au făcut uneori un joc dublu. Ei au avut conflicte și cu cavalerii teutone, au avut mai multe tipuri de conflicte. Atunci au fost ajutați de Alexandru cel Bun, de bunicul lui Ștefan cel Mare. Dar importanța pe care o are Ștefan cel Mare ne-o prezintă istoricii polonezi, tot istoricii polonezi, pentru că, deși au luptat cu moldovenii, au avut mai multe conflicte cu moldovenii, istoricii polonezi au înțeles foarte bine. Și aici aș aminti pe Ian Dlugoș, sau Ioanes Dlugosius, cum era în latinește, sau Longinus, însemna Ioan Lungu. Este un istoric contemporan cu Ștefan cel Mare, a murit la 1480 și care spune, textul este foarte frumos, nu știu dacă îl am la îndemână, este un portret extraordinar de frumos adresat, spune așa: o, bărbat minunat, cu nimic mai prejos decât comandanții eroici de care atâta ne mirăm, în zilele noastre câștigă el, cel din trei dintre principii lumii, o strălucită biruință asupra turcilor. După părerea mea, el este cel mai vrednic să-i se încredințeze conducerea și stăpânirea lumii și mai ales cinstea de comandant împotriva turcilor, cu sfatul, înțelegerea și hotărârea tuturor creștinilor, de vreme ce ceilalți regi și principi catolici își petrec vremea numai în trândăvie sau în războaie civile. Acest Ioan Dlugoș, născut la 1415, deci era mai în vârstă decât, era cu vreo 20 ceva de ani mai în vârstă decât Ștefan cel Mare, a murit la 1480 și a fost istoric, cleric, geograf, diplomat. Este izvorul primar. Se pare că l-a și văzut pe... De fapt, mai mulți cronicari polonezi vorbesc de această strălucire a Domnului. Aș aminti aici un alt cronicar, mai aproape de vârstă cu Ștefan cel Mare,
adică puțin mai tânăr, cu vreo 5 ani, Christoph Varsevieski, sau Varsevieski. Deci era Christoph din Varsovia. Acesta spune așa, nu, era rector al Colegiului Lezuit din Lviv și amintește de o întâlnire, de primirea de către Matia Corvin, regele Ungariei, care era fiul lui Iancu de Hunedoara, primirea delegației moldovene, trimisă de Ștefan cel Mare. Și îl face câteva referiri la limba moldovenilor, la limba românilor, la vloșilor, cum le spune el atunci, și spune așa, când solii români au venit, regele Matia a spus, dacă ei o să vorbească în limba lor, n-am nevoie de interpret, pentru că eu înțeleg limba lor. Textul latinesc este așa, si hac lingua uterentum etiam sine interprete intelligere, cos eos posse responderit. Și pornind de la aceste detalii pe care cronicarul polonez le spune, aș vrea să amintesc aici faptul că în lunga, relativ lunga domnie și a lui Matei Corvin, sau Matia Corvin, în momentul în care a devenit rege al Ungariei, niște adversari ai lui au venit cu o foaie de hârtie pe care au afișat-o, spunând că ăsta nu trebuie ales pentru că este Valahorum Regulus, adică în traducere românească ar fi regișorul sau crăișorul vlahilor sau al românilor. Și această, să spunem, afrondă, acest afront adus lui Matei Corvin a fost reactualizat în momentul în care Matei Corvin a candidat la alegerea ca împărat al Imperiului Roman de limbă germană. Pentru că a fost și un asemenea moment. Deci, fiind un rege foarte apreciat, a dorit să candideze la rangul de împărat al Imperiului Roman de limbă germană. Și atunci adversarii lui au zis, păi nu, să nu-l alegem pe ăsta, să nu-l alegeți pe ăsta. Nici n-a fost ales, din păcate, pentru că probabil astăzi am fi avut un român, jumătate român, și la conducerea împărat al, da, nu numai daci la conducerea Imperiului Roman, ci aveam și un împărat la conducerea. Revenind la Ștefan cel Mare, în urmă cu puțină vreme am văzut pe internet un filmuleț în care academicianul Ioan Aurel Pop și rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca vorbea despre faptul că Ștefan cel Mare, înaintea lui Mihai Viteazu, a fost numit de cancelariile occidentale rege al Daciei. Ce ne puteți, dacă ne puteți spune mai mult despre asta? Toți polonezii, în fiecare referire la Ștefan cel Mare, fac o descriere a Daciei, chiar dacă eu cel puțin nu am găsit în referirile polonezilor, nu am găsit referirea directă că este rege al Daciei, dar în momentul în care îți descriu cele trei provincii românești, Ardealul, Muntenia și Moldova, și spun că astea ocupă teritoriul vechii dacii și că locuitorii acestor ținuturi seamănă cu dacii de pe columna lui Traian. De exemplu, e cazul lui Martin Cromer, da, care povestește, și Martin Cromer fusese ambasadorul regelui Poloniei la Roma și apoi la Viena. Deci era un om care văzuse cu ochii lui aceste lucruri și îi cunoștea pe români bine. Se pare chiar că ar fi cunoscut bine limba română. Acum 14 ani, când am sărbătorit 500 de ani de la plecarea la Domnul sau chemarea la Domnul a lui Ștefan cel Mare, atât Mănăstirea Putna, cât și Ministerul Culturii și alte instituții, Mitropolia Moldovei, episcopii și mitropolii din toată țara au publicat foarte multe documente referitoare la Ștefan cel Mare. Și există un portret în
cronic, se numește Portret în cronică, publicat în 2004. Și aici am scos din sumar, e vorba de 12 cronici, n-am zice 12 cronicari, ci 12 cronici, pentru că unele sunt anonime, unele se cunosc autorii. Două cronici din Țara Românească, este istoria Țării Românești de când au descălecat pravoslavnicii creștini, adică Letopisețul Cantacuzinesc și cronica lui Radu Popescu. Sunt 7 cronicari polonezi care vorbesc despre el, n-are rost să-i amintim pe toți, dar da, foarte importanți, unii dintre ei, deoseb Martin Cromer. 7 cronicari unguri, sau 7 cronici ungurești, mai bine zis, dintre care Antonius Bonfinius, istoria panonică a Origine Mengentis, deci la anul 1495. 2 cronici germane, 3 cronici rusești, deci el este foarte bine consemnat și în cronicile rusești, pentru că rușii aveau o perspectivă să ajungă în zonele noastre, un cronicar bizantin, 16 cronicari turci. Deci e vorba de cel mai mare număr de cronici în care se vorbește, ele sunt cunoscute mai recent. Și alte mărturii în limba italiană, în limba germană, scrisori către Papa Sixt al IV-lea, rapoarte ale unor, raportul lui Matteo Muriano, de exemplu, în 1502 și 1503, ale venețienilor îndeosebi. Deci e vorba de un interes deosebit al străinilor pentru epoca lui Ștefan cel Mare, pentru realizările pe care Domnul le-a făcut, și am putea să amintim faptul că reforma lui militară a însemnat o eficientizare extraordinară a armatei moldovenești. Era una dintre cele mai performante armate. Dacă în timp de 47 de ani a dus 42 de bătălii, din care doar 5 spune a multe. Pierdut, spune enorm. Ne oprim acum pentru scurtă publicitară, dar revenim și să intrăm mai multe detalii legate de bătăliile lui, de relația cu papalitatea și alte informații inedite. Sabia lui Ștefan cel Mare, care a ajuns la un muzeu din Istanbul. Revenim imediat, rămâneți aproape. Am revenit și continuăm împreună cu domnul profesor Mihai Popescu discuția despre epoca lui Ștefan cel Mare, despre faptele sale și cronicile străine care au vorbit despre el. Una dintre marile realizări din punct de vedere al imaginii este faptul că la un moment dat papalitatea i-a conferit titlul de atletul lui Hristos. Și desigur că n-a făcut acest lucru, ținând cont că și în acea vreme, și mai târziu, și înainte de vremea lui Ștefan cel Mare, era o luptă destul de dură, dusă la nivel de prozilitism papal, papalitatea dorind să-și extindă influențele și puterea în țările române, să-i determine pe români și pe domnitori români să convertească la catolicism. Cu toate acestea, unul dintre papi, dintre mai mulți papi care au condus biserica catolică, din cei 8 papi care au trăit și pe vremea lui Ștefan cel Mare, cât timp Ștefan cel Mare a fost rege, unul dintre ei i-a conferit acest titlu. De ce este legat acest eveniment și cum să spun eu, elogiile care au curs, da, din direcția există istorici, inclusiv istorici români, care susțin că era vorba de un limbaj diplomatic și că întotdeauna într-o scrisoare papală trebuia să existe o mică formulă, să zicem, politicoasă. Realitatea este mult mai importantă. Ștefan cel Mare a încercat să realizeze o
alianță anti-otomană. El a fost unul dintre puținii care și-au dat seama de pericolul otoman. Și acest pericol otoman era mai degrabă, așa cum spune cronicarul polonez, nesesizat în Occident. Mulți occidentali nu-și dădeau seama. Trăiau în trândăvie, în cuzur, în, profitând într-un fel de liniștea pe care le-o asigurau cei din Orient. Noi eram la limita lumii civilizate la vremea respectivă și atunci Ștefan cel Mare a trimis scrisori și la Veneția, și la Roma, și la Genoa, și la regii Ungariei, ai Poloniei, la împărații de la Viena, deci peste tot. A avut legături inclusiv cu perșii. Doar pe vremea lui Ștefan cel Mare, pe vremea lui Decebal, mai încercaseră dacii să ia legătura cu Pacorius I, cu regele perșilor. Și Ștefan cel Mare, probabil tot în continuitatea aceasta unei coaliții împotriva unui pericol, care devenea din ce în ce mai mare. Să ne gândim că Imperiul Otoman, în vremea lui Ștefan cel Mare, avea vreo 200 ceva de ani de existență. Deci nu era un imperiu înființat cu 1000 de ani în urmă. Doar că atunci a ajuns... Da, ajunsese, era într-o perioadă oarecum de apogeu și s-au păstrat scrisorile lui Ștefan cel Mare către regii Poloniei, Cazimir al Poloniei, către Sixt al IV-lea, acel papă care îi răspunde. Sunt două scrisori, cel puțin două scrisori ale lui Ștefan cel Mare. Solii trimise de Ștefan cel Mare la Veneția, la Marele Cneaz al Lituaniei, care mai târziu va deveni regele Poloniei. Chiar în ultima perioadă... Tot acest demers diplomatic a avut succes, a reușit să... Ștefan cel Mare a avut în mare parte, adică a primit promisiuni multe, dar nu s-a realizat sub conducerea lui. Ideea lui Jan Lugoș pornea tocmai de aici, de la faptul că acești principi catolici îi recunoșteau lui Ștefan cel Mare, îi recunoșteau meritele, dar le era foarte greu să renunțe la orgoliile lor de reci și de conducători pentru a lăsa pe Ștefan cel Mare să conducă, deși ei n-aveau experiența militară lui Ștefan cel Mare. Vedeți, aici este încă o probă a prostiei și ticăloșiei Occidentului catolic, care s-a manifestat și în vremea lui Ștefan cel Mare și a lui Vlad Țepeș și în vremea lui Mihai Viteazu, pentru că în aceste perioade a existat oportunitatea ca Imperiul Otoman să fie distrus, anihilat, eliminat din și Constantinopolul recucerit. Dacă s-ar fi întâmplat atunci, Europa scăpa de încă câteva secole de teroare islamică, de ocupație, iată, Ungaria a devenit pașalâc la un moment dat, și n-am fi ajuns ca și astăzi, în care, îmi pare rău, dar asta este, Turcia devine o amenințare pentru Europa. Este o putere, din punct de vedere militar, este în top 5 la nivel mondial, are o populație foarte mare, este foarte bine dotată armata. Actualul președinte tinde să transforme un stat laic într-unul de tip islamic și este clar că aici este visul, el vrea să reînvie puterea și gloria. Cu Rusia. Alianța cu Rusia, marele rival de secole al Turciei. Da. Și iată, avem o altă durere de cap. S-ar putea ca turcii să dea dureri de cap mari astăzi în Europa. Se pare că o să pună și anumite condiții pentru că vor să construiască un canal care să fie o alternativă națională față de trecerea prin Bosfor, care este o cale internațională. Și atunci, construind-o pe teritoriul lor, pot să pună ei condiții. Deci sunt multe alte... Bun, revenind la Ștefan cel Mare. Iată, nu primește prea mult sprijin sau aproape deloc. Ștefan cel Mare a avut ca sursă a puterii sale, a avut o conștiință creștină deosebit de... Și asta se poate vedea în aproape toate mănăstirile de la Muntele Athos. Poți găsi urme ale danilor lui Ștefan cel Mare.
La Muzeul Militar Național a fost adus de către generalul Berlou în primul război mondial acel steag dăruit de Ștefan cel Mare mănăstirii Hilandar din... nu, la mănăstirea Zografu din Muntele Athos. Dar peste tot există urme ale acestor danii făcute. Este când e construit un port al unei mănăstiri. Când sunt o mulțime de fresce. Daruri foarte, extrem de multe. Însă, dincolo de acest lucru, el a avut un respect pentru poporul român în general și pentru moldovenii în mod deosebit, pentru supușii ei. Țara, în momentul în care a ajuns el la conducere, avea foarte multe zone pustii. Invaziile vecinilor, să nu-i mai amintim acum, că erau tătari, că erau poloneni, lăsau pustiu în urmă. Și Ștefan cel Mare promitea, sau mai bine zis, dăruia din terenurile pustii, le dăruia familiilor de răzeși, încurajându-i să populeze acea zonă. Și Sadoveanu descrie foarte bine acest fenomen și îi angreja și în obligațiile militare față de oastea cea mare a țării. Pentru că la vremea lui Ștefan cel Mare era oastea cea mică, așa cum erau și oastea, să zicem, formată din militar de profesie și oastea cea mare. Și Ștefan cel Mare a amplificat această oaste, oastea cea mare, introducându-i pe răzeși în... Și făcând, de fapt, el avea de fapt o armată militar profesionistă, atât în oastea cea mică, cât și în oastea cea mare. A încurajat. Există, circulă pe net o mărturisire, un testament al lui Ștefan cel Mare, în care spune: am primit o oaste, o țară de țărani și vă las o țară de oșteni. Cei care știau să mânuiască doar plugul, acum știu să mânuiască și armele de apărare a țării. Și nu întâmplător, aici aș, vă cer permisiunea să amintesc faptul că Mihai Eminescu, cel care a scris celebra scrisoare a treia închinată în deosebi lui Mircea cel Bătrân, a avut un cult pentru Ștefan cel Mare. Sunt două texte extraordinare, Schițe de imn, Ștefan cel Mare, în care spune: cu sunet de bucium la munte și plai, cu oaste întreagă călare pe cai, cu steaguri, cu semne de bouri. Acest element este un element de continuitate față de armata regilor daci, pe care Eminescu o vede tot așa, cu steaguri, cu semne de bouri. Iar într-un poem din tinerețe, Mușatin și Codrul, este chiar Ștefan cel Mare plecat, tânăr domn, plecat la vânătoare, care, căruia Codru îi spune așa: căci să știi, iubite frate, că nu-s Codru ci cetate, dar vrăjit eu sunt de mult, până când o să ascult, răsunând din deal în deal, cornul mândru triumfal al craiului Decebal. Deci Eminescu vedea această continuitate de la daci până la Ștefan cel Mare. Iar în doina, celebra doină publicată și citită public, se pare că e ultimul poem citit de Eminescu în public, chiar la inaugurarea, la dezvelirea statuii lui Ștefan cel Mare de la Iași, Eminescu se adresează direct lui Ștefan cel Mare și spune: Ștefane, măria ta, tu la Putna nu mai sta, lasă arhimandritului toată grija schitului, lasă grija sfinților în seama părinților, clopotele să le tragă ziua întreagă, noaptea întreagă, doar s-a îndurat Dumnezeu ca să-ți mântui neamul tău. Spune: tu te înalță din mormânt, îi spune, cum a înviat Domnul nostru Iisus Hristos, el îi spune lui Ștefan cel Mare: înalță-te asemenea lui Hristos, să te aud din corn sunând și Moldova adunând. Și acum revenind deci la... considera că Ștefan cel Mare poate să fie, așa cum spune, cum nu vii tu țepeș, Doamne, nu? Era un model pentru românii din vremea lui. Revenind la
Papa și Ștefan cel Mare la faptul că l-a numit atât lui Hristos. Acest lucru are legătură cu bătălia de la Podul Înalt, pentru că probabil că se asociază cu niște evenimente... Scrisorile lui Ștefan cel Mare către Sixtus al IV-lea sunt din 1474. Da, într-un fel... Toate marile bătălii au fost precedate de o campanie diplomatică extrem de intensă. Deci în momentul în care era și o foarte bună cunoaștere a armatelor străine ale vremii. Ștefan cel Mare se pare că știa foarte bine și ce vor rușii, și ce vor tătari, și ce vor polonezii, și ungurii, și toți. Și a avut un mare merit, nu a luptat niciodată pe două fronturi. A știut întotdeauna să se împace cu unul din dușmani, dacă ar fi riscat să fie pe două fronturi, sau să se împace cu aproape toți. El a dus cele 42 de războaie, le-a dus întotdeauna împotriva unui singur adversar. Uneori în armata turcească mai erau și elemente din armata Valahiei, da. Sau, eu știu, erau unități simbolice. Însă grosul armatei era ori armată turcească, ori armată poloneză, ori armată tătară, ori armată maghiară. Cele mai multe lupte le-a dus împotriva turcilor, este adevărat. Însă, la încheierea domniei, în momentul în care l-a numit domn pe Bogdan cel Chior, cum l-au numit cronicarii, pe fiul lui, de data asta numit chiar în timpul vieții, în ultimele zile ale vieții sale, el la se consemnează cronicarii că i-ar fi chemat pe boieri și le-ar fi spus să nu închine țara vecinilor, pentru că polonezii vor să ne facă polonezi și să devenim catolici, ungurii vor să ne facă unguri și să devenim catolici. Vorbea și de planurile rușilor, deși erau încă departe de el, și a spus că dintre toți dușmanii Moldovei, cei care s-au ținut cel mai mult de cuvânt au fost turcii. Și documentele turcești dovedesc că turcii nu aveau, conform regulilor impuse chiar de ei, ei nu aveau voie să cumpere terenuri în Moldova, nu aveau voie să construiască moschei și își țineau cuvântul. Așa se explică de ce mai târziu un nepot al lui Ștefan cel Mare, băiatul lui Petru Arareș, Alexandru Iliaș, pentru a încheia un tratat cu turcii, le oferă celebra sabie a lui Ștefan cel Mare. Sabia aflată în muzeul de la acum cred că e de la Constantinopol, adusă la București acum 14 ani, este o sabie care n-a fost cucerită în luptă, nu a fost luată ca pradă de război, ci a fost oferită de Alexandru Iliaș pentru încheierea favorabilă a unui tratat cu turcii. Deci a fost folosită ca mijloc de negociere. Acum au apărut materiale din care reiese că s-a descoperit încă o sabie a lui Ștefan cel Mare, care este expusă, cred că, la Muzeul din Suceava, de istorie din Suceava. Eu, anul trecut... Da, cronicarii mai vorbesc de faptul că o invazie tătară din secolul al XVI-lea, deci la, nu știu, 50-60 de ani după moartea lui Ștefan cel Mare, ar fi capturat una din săbile lui Ștefan cel Mare păstrată la Putna. Ar mai merita să amintim faptul că Eminescu a fost unul dintre inițiatorii întâlnirii de la Putna, care trebuia să aibă loc la 1470 și s-a amânat, s-a ținut la 1471 din motive legate de conflictul germano-francez de la 1870. Dar Eminescu a intuit că întrunirea tuturor studenților români la Putna poate să constituie o temelie pentru viitoarea unire a tuturor românilor. Eminescu visa realizarea unei dacii mari
și chiar cu puțin timp înainte de a fi scos cu forța din viața publică românească, ambasadorul Austro-Ungariei la București, baronul von Mayer, trimitea un raport la Ministerul de Externe de la Viena, în care spunea: domnul Eminescu a participat la ședința din data de a Societății Carpații și a propus ca studenții români din Ardeal, în vacanța de Paști și în vacanțele de sărbători, să militeze în cadrul comunităților lor pentru realizarea unei dacii mari. Este textul în limba germană transmis de la București. Deci austriecii se temeau de realizarea unei dacii mari chiar în perioada... Da. Când... Eu mă întreb, gândindu-mă la cele 42 de războaie purtate de Ștefan cel Mare și războaie purtate cu forțe foarte mari, să ne gândim doar la... multe ori, de 10 ori mai să ne gândim doar la bătălia de la Podul Înalt pe care am amintit-o, o bătălie în care turcii au venit cu peste 100.000 de oameni pe teritoriul Moldovei. Ștefan cel Mare avea oaste mai mică, cred că undeva pe la 50. Și avea aliați și pe secuiș, deci avea și români din Ardeal. Da. Și se pare și din țara avea românească. Și mercenari. Nu, erau chiar oameni care veniseră și intraseră. E bine, dacă ne gândim la faptul că la bătălia de la Podul Înalt, turcii au pierdut 40.000 de soldați. Mai mult decât asta moldovenească. Da, decât în total. Așa, și că foarte mulți au fost omorâți pe drum, spre fuga lor către Dunăre, în retragere. Eu mă întreb, în 42 de războaie, purtate în mai puțin de 50 de ani, câți, adică ce natalitate trebuie să aibă pe teritoriul Moldovei ca să poată suplini că fiecare an era un alt război, mureau 5.000, 3.000, 10.000 de oameni, dar mureau și mureau... Pentru că era o armată foarte bine adaptată terenului. Oamenii, cei mai mulți oșteni, erau localnici, erau oameni care cunoșteau atât de bine terenul, încât puteau să folosească inteligența lor naturală pentru a folosi în favoarea lor terenul. Așa, cele mai multe din bătălii, gândiți-vă la bătălia de la Codul Cosminului sau alte bătălii, toate au fost realizate prin surprindere, lovitura. Moldovenii au avut relativ puține pierderi și putem să spunem că, încurajând clasa rezeșimii, el a mărit enorm efectivele armatei moldoveni. Adică a știut să pună punctul pe ei, să dea unei clase care până astăzi, și astăzi, dacă mergi în Moldova și intri într-un sat răzășesc și într-un sat de bejeni, îți dai seama de diferență. Există diferențe foarte mari. Răzeșii sunt foarte gospodari, știu să folosească resursele locale, știu să folosească toată inteligența specifică românului. Da. Și lucrul ăsta, deci, tot aici ar fi bine să amintim faptul că, foarte pe scurt, că după cele 42 de războaie, Ștefan cel Mare a ctitorit 44 de biserici și mănăstiri, dintre care cel puțin 36 se mai află și astăzi în picioare și sunt biserici unde se oficiază slujbe, deci nu sunt biserici părăsite. Da. Multe din ele sunt monumente de patrimoniu UNESCO. De asemenea, tot în perioada lui, în mai multe mănăstiri din Moldova au fost înființate scriptorii. Adică ateliere pentru... Deci o concluzie aș vrea. Și multe din evanghelioarele tipărite, scrise, manuscrise, realizate în vremea lui, se află în mari muzee din Viena, aveam o listă întreagă, la Moscova, la München, la
la Viena și în mai multe mănăstiri de Sfântul Munte. Vă mulțumim pentru tot ce ne-ați împărtășit. Iar nu spune spectatori că în curând va ieși numărul 3 al revistei Istorie Inedită. Aici este numărul 2, în care vom avea și articole despre Ștefan cel Mare, deci puteți afla alte detalii în numărul 3 al revistei. Revista poate fi găsită atât pe site-ul www.daciart.ro, cât și în magazinul Lupul Dacic, deschis în centrul vechi al Bucureștiului, pe strada Smârdan, numărul 28. Rămâneți aproape, ne întâlnim peste o săptămână cu un alt subiect foarte interesant. Toate cele bune!